Bună! Sunt Larisa Manole, sunt consilier relațional, sunt formată în psihologie, psihoterapie, psihosexologie. Astăzi voi începe o serie video dedicată tipurilor de orgasm. Primul episod, orgasmul clitoridian. Clitorisul este cel mai adesea considerat a fi acel bul mic denumit științific gland și care stă ascuns între labii. Este confuzia pe care o face marea majoritate a oamenilor. Glandul clitoridian este de fapt partea exterioară a organului clitoris. El este străbătut de peste 1000 de terminații nervoase, mai mult decât pe orice suprafață a corpului uman. De fapt, în mare parte, clitorisul este mai mult intern. Clitorisul împrejmuiește practic canalul vaginal ca într-o îmbrățișare. Deci, partea internă a clitorisului poate fi stimulată explorând vaginul. Clitorisul este făcut din același țesut spongios erectil ca și penisul. Când o persoană simte excitație, sângele trece prin acel țesut, iar asta provoacă fiori de plăcere. În timpul excitației sexuale, datorită vasoconstricției venelor și a acumulării sângelui în corpii cavernoși, clitorisul devine erect. Cel mai simplu mod pentru majoritatea femeilor de a ajunge la orgasm este prin stimularea clitorisului. Cum apare și cum poate fi produs orgasmul clitoridian? Orgasmul clitoridian este cel mai ușor de obținut, deoarece glandul sau clitorisul în ansamblu posedă peste 1000 de terminații nervoase. Stimularea clitorisului poate fi realizată în foarte multe moduri. Metodele sunt variate și chiar au de-a face cu individualitatea fiecărei femei. Unele preferă stimularea intensă, directă a clitorisului, în timp ce altele preferă mișcări ușoare sau preferă să fie stimulate în jurul zonei, ceea ce înseamnă că nu preferă contactul direct cu clitorisul. Te poți bucura de orgasmul clitoridian dacă te masturbezi singură sau dacă partenerul stimulează zona clitoridiană prin atingeri, prin sex oral sau chiar prin folosirea jucăriilor sexuale. Orgasmul nu ține doar de stimularea clitorisului, ci este o însumare de diferiți factori. Mii de terminații nervoase care intră în acțiune, mușchi, reflexe, implicarea imaginației, factorul psihologic fiind extrem de important. Unele femei pot ajunge la orgasm prin simpla încordare a mușchilor pelvisului, fiecare ființă este unică și deci nu există o rețetă comună pentru orgasm. Ceea ce merge în cazul unei femei nu funcționează neapărat în cazul alteia. Important este să-ți găsești propria manieră de producere a plăcerii. Cum se manifestă orgasmul clitoridian? Ca orice orgasm, orgasmele clitoridiene pot fi ușoare sau intense. Senzația se poate simți localizată într-un singur loc sau se poate răspândi la nivelul întregului corp. Ele pot fi simțite profund sau doar la suprafață și pot varia în durată de la 10-60 de secunde și uneori mai mult. Orgasmele clitoridiene pot fi singurele tipuri de orgasme pe care le are o femeie sau pot fi poarta către mai multe tipuri. Din nou, depinde cu adevărat de fiecare femeie și de ceea ce funcționează pentru ea. Există două tipuri de orgasme clitoridiene, cel superficial și cel profund. Primul tip se caracterizează printr-o localizare clară a senzațiilor în zona clitorisului în momentul stimulării. Al doilea este însoțit de o contracție intensă a mușchilor vaginului. Dacă are loc la nivelul pulsației mușchilor organelor genitale interne, atunci acesta este un orgasm clitoridian profund. Ne vedem data viitoare la un nou episod din seria tipurilor de orgasm.